Salutare, prieteni, bine v-am regăsit! Ce v-am pregătit pentru astăzi? Un parfum bombă! Cu ceva timp în urmă am făcut niște prime impresii pentru un lot de mai multe eșantioane, iar printre acele eșantioane exista și cel pe care vreau să recenzez astăzi, de la casa Un Nui Nomad. Parfumul este apărut în 2019, creatorul este Jerome Di Marino. Aici este cutiuța eșantionului, nu știu cât se vede din ea. Parfumul face parte din colecția O Noapte în Oman sau Unui a Oman. Oricum, Misfa, pentru că parfumul se numește Jardin de Misfa, Misfa este o locație din Oman, deci lucrurile se cam leagă. Bun, un parfum, așa cum am spus, bombă. Deci pe lângă faptul că performează, ceea ce este un lucru bun, cred că pentru cei care apreciază acest lucru la un parfum, are și o manifestare care nu te lasă indiferent. Și când spun acest lucru, posibil să urăști în final parfumul, dar nu te va lăsa indiferent, deci îți va transmite o emoție. Fie că îl vei urâ, fie că îl vei iubi. Deci în aceste două extremități sau extreme te vei plasa. Nu știu în ce măsură vei fi lăsat, hai să zicem, indiferent, neutru, să spui, a, nu mi se pare nici cum, deci nu, ori ți se va părea wow, ori să zici ce e acest lucru. O compoziție destul de simplă, însă se duce în categoria de floral gurman condimentat. Când zic condimentat, experimentez o senzație rece, în special rece, camforată, dată dinspre cardamon. Mai am nucșoară în parfum, de asemenea, șofran, am absolut de trandafir și de asemenea trandafir, mai regăsesc migdale și curmale. Deci cei care sunteți pasionați de aceste ingrediente, în special partea de floral gurmand, chiar vă îndemn, dacă aveți ocazia, puneți mâna pe un eșantion și vedeți un pic ce este cu acest parfum. Ok, am lămurit partea de compoziție. V-am și spus că parfumul este o bombă, cel puțin din punctul de vedere al performanței. Deci eu la aproximativ 11 ore de la aplicare încă îl mai simt la nivelul mâinii și ceea ce simt este mai degrabă trandafir șofran, deci cel puțin în această tendință s-a așezat, ușor dulce, încă se mai simte o dulceață și când spun dulceață, chiar dacă în parfum regăsesc elemente dulce, aici mă refer în special la amigdale, posibil să vină și o tentă ușor condimentată dinspre nucșoară, dar amigdalele se simt foarte bine. Încercați să vă gândiți că chiar fiind un parfum dulce, nu e genul de dulce care să, nu știu, să strezească, eu știu, poate stări neplăcute sau indiferent de cât de pasionat de parfumuri gurmande ai fi, acesta nu ți se va părea paroxismul în această categorie gurmandă. Deci este dulce, dar există acea tendință dulce-rece sau răcoritoare pe care mi-o transmite partea de cardamon. Trandafirul miroase foarte frumos, se combină foarte elegant, foarte bine, foarte armonios cu partea, hai să zicem, dulceagă și gurmandă, migdalele și cu curmalele, creând mai degrabă un mix floral, gurmand, dulce, rece, dar fără să ducă parfumul într-o tendință mai degrabă foarte dulce, astfel încât să trezească poate stări neplăcute sau poate chiar gen să intri în comă diabetică. Deci nu se duce în acea direcție. Am zis că la aproximativ 11 ore încă mai experimentez tendința florală, ușor condimentată, ceea ce simt la nivelul brațului, miroase chiar foarte fain. Am să aplic să vă spun și ceea ce se simte în deschidere. Deschiderea este mult mai condimentată, cu acel iz de spectru rece pe care mie, sau pe care eu îl interpretez ca venind dinspre partea de cardamon. Da, deci o deschidere condimentat, dulce, florală. Se simte mai degrabă combinația de cardamon și curmale, cel puțin în această fază. Și există, nu știu, aș putea să mă gândesc că în spatele la acest combo curmale-cardamon există o tendință catifelat ciocolatie, așa o pot percepe. Foarte frumoasă. Trandafirul este palid în această fază, deci nu are acel miros specific unui parfum de trandafir, dar îl vei simți mai pe urmă, mai încolo, pentru că parfumul nu este perfect linear oricum. Miroase foarte fain, trebuie să spun, și
chiar dacă conține trandafir și elemente gurmande mai dulci, mai sidefate, nu-l consider un parfum extra feminin. Posibil ca pe mulți să îi ducă cu gândul către zona aceasta a parfumeriei. Un parfum mai feminin, mai dulce, mai efeminat, dar totuși nu este acel feminin clasic pe care îl simțim cam peste tot. Doar prin prisma faptului că există elemente dulci, poate mai atipice pentru un bărbat în a fi folosite sau în a fi purtate, nu-l face exclusiv un parfum de damă. Miroase foarte bine. Trebuie să spun că l-am purtat câteva zile, n-am avut nicio stare de disconfort și eu de obicei când port un parfum mai efeminat sau îl percep prea feminin, mă încerc o stare un pic de disconfort. N-am avut nicio problemă cu acest parfum, chiar dacă am sesizat că miroase dulce, miroase floral, dar diferit de un parfum de damă. Ok, foarte fain. Așa cum am spus, această dulceață nu este o dulceață care să te lovească, care să te deranjeze. Este o tendință foarte temperată cu un spectru rece. Acest spectru rece, ușor mentolat, ușor camforat, așa cum am spus, vine dinspre cardamon. Foarte, foarte fain parfumul. Eu deja mă gândesc că fie, nu știu, 25 de mililitri, pentru că sunt mai multe volume disponibile, fie 50 de mililitri, să mi-l iau, pentru că sunt absolut convins că soția mea îl va folosi. Chiar dacă nu-l voi folosi așa de des, are cine să-l folosească. Este un parfum clasificat unisex. Multe persoane, în special bărbații, vor avea tendința să-l considere mai efeminat. Eu zic un pic să treceți peste acest stereotip și să vă gândiți la elemente, la ceea ce percepeți, pentru că fiind de inspirație Orient Mijlociu, în Orientul Mijlociu și bărbații poartă parfumuri, în special trandafir, cu elemente dulci, gurmande, dar când veți vedea pe cineva cu barbă și turban mirosind dulce, poate veți privi lucrurile un pic diferit și s-ar putea să acceptați și un parfum mai dulce, floral, ca fiind un parfum care poate fi purtat și de bărbat. Perioadele optime pentru acest parfum, grădinile din Misfa, cu siguranță temperaturile reduse. Asta înseamnă perioada toamnei, perioada iernii și perioada primăverii. Nu îmi spun final, început, nu, pentru că chiar și la 20 de grade parfumul se manifestă foarte bine. De aceea spun că dulce, floral fiind, nu este genul de parfum care să te nece, care să te sufoce, mai ales la temperaturi mai ridicate. Deci undeva la un maxim 25 de grade, parfumul încă se manifestă bine, miroase foarte frumos, foarte elegant, foarte plăcut, foarte neinvaziv, astfel încât aceste temperaturi de la 25 de grade în jos îl fac ideal sau cel puțin de la această temperatură este prielnic pentru a purta parfumul. Ținută și ocazii, un parfum de tip casual elegant, semi-formal sau informal, până la o ținută formală, dar nu la situații protocolare și conservatoare. Dacă ai nevoie de ceva elegant, sofisticat, dar pentru situații informale, poți să-l porți. Nu văd niciun fel de problemă. Poți să-l porți și la serviciu, însă nu aplicați foarte mult. Este un parfum care are o potență aparte, comparativ cu ce am mai testat de la acest brand. De fapt, tot ce am testat de la ei sunt parfumuri care au longevitate. Deci acesta e un lucru bun. Deci nu aplicați foarte mult cu acest parfum, undeva la două pufuri la nivelul gâtului și eventual pe fiecare încheietură la mână sunt suficiente cât să te țină 12 ore, deci o zi de muncă, mai ales dacă porți și cămașă cu mânecă lungă sau bluză cu mâneci lungi, le vei contamina și chiar vor extinde această performanță. Deci mare grijă, eu ca și recomandare vă spun, nu aplicați foarte mult în exces sau din abundență. E suficient 2, 3, maxim 4 pufuri în punctele cheie. Vârstă, mă gândesc că de la un 30 de ani în sus. Pentru ambele genuri, deci el, ea, dacă vrei să cadrezi bine, să dai bine, cum se spune, cu un parfum diferit, dar de categorie floral gurmandă, în 30 de ani aș considera că ar fi o vârstă minimă. Parte de concentrație, apă de parfum vine, sunt 3 volume din ce am văzut sau 3 volume disponibile încapsulate, respectiv 25 de mililitri, 50, respectiv 100 de mililitri, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 30 de euro pentru 25 de mililitri, 90 de euro pentru 50 de mililitri și aproximativ 145 de euro pentru 100 de mililitri. Prețuri foarte bune pentru ceea ce oferă acest parfum în mod special sunt prețuri de designer, fără să exagerez. Deci la case de designer, în special noutățile, se vor învârti 130-140 de euro. Pentru un brand care se duce în zona de nișă,
să dai aceeași bandă pe ceva total diferit, ce nu găsești, sunt absolut convins, în partea de designer, sunt bani investiți cu cap, cum se zice, primești calitate pentru ceea ce investești. Acum, mergând pe partea de performanță, foarte, foarte bună. Când zic longevitate, gândiți-vă un minim 12 ore constant, se simte chiar și după 12 ore, așa cum am spus, contaminat pe anumite materiale textile, articole vestimentare, se extinde performanța. Cu o proiecție foarte bună undeva la 5-6 ore, deci 5-6 ore, simt parfumul în aer. După acest interval, parfumul începe să se apropie la nivelul pielii și rămâne acolo până către faza de stingere, când și la 12 ore, așa cum am spus, este perceptibil, cel puțin în cazul meu. Deci, performanță foarte bună, proiecție foarte bună de asemenea. Și adunând toate celelalte puncte, felul cu miroase, combinația de tip gurmand, floral, condimentat, preț per mililitru foarte, foarte bun, concluzia ar fi că acest parfum întrunește foarte multe din, hai să zic eu, bifele pe care eventual eu personal sau poate și voi la rândul vostru le căutați în cazul unui parfum. Concluzia fiind în definitiv că acest parfum este de nota 9, este o nota 9 solid, relevant, cel puțin toate criteriile pe care le adun pentru a da un scor sunt îndeplinite de acest parfum. Astfel că dacă aveți ocazia și dați peste acest parfum, cel puțin să-l testați, merită încercarea. Acestea fiind spuse, voi pune capăt acestui clip aici. Mă bucur că am avut din nou ocazia să vă prezint un parfum de la Unui Nomad. Este un brand care cel puțin începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Echipa de creație de la acest brand face o treabă foarte bună. Cred că este al treilea parfum pe care îl recenzez. Până acum n-am fost dezamăgit. Sunt parfumuri foarte faine. Dacă aveți ocazie, oportunitate și dați peste brandul acesta într-un magazin, băgați-vă un pic în raftul cu acest brand, vedeți un pic cam ce parfumul și cum miros ele. Vă mulțumesc că pe parcursul acestei recenzii ați fost alături de mine. Vă doresc tuturor toate cele bune și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă salut!